măcar și frucușe. Băi măi Martine, javră mare, scoală-te două picioare. Păi să te vadă lumea bine, că tu mă asculți pe mine. De nu-i ascultat uză, păi orice frică de ceară. Păi că ceară îi pregătit pentru corpul tău iubit. Păi și pregătit de un moș de al meu, măsură pe corpul tău. Păi și te saltă, saltă, saltă. Yeah.
mai, eu nu mă distrez. Păi stau în casă, patrule. Păi patrulez așa de bine. Păi și cu pușca lângă mine. Păi și cu țitul la picior. Thank you.
tere, nu te însura mai bere. Băi că nevasta multe cere, băi cere roche de mătase, sutie de 106. Băi și-ți mai cere și altceva, să te culci noaptea cu ea. Va trece anul, măi frate, dar ar Dumnezeu să dea ce n-am văzut pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, la mulți ani la tuturor. Păi și ar verde de arțar, la anul și la mulți ani. Ceata de la Brănești. Bun. Pentru a face jurizarea, înainte de a face jurizarea, am și eu niște diplome de onoare de mânat doamnei Elena Sima, pentru că a poposit astăzi aici în jurul noastră și mulțumim din suflet și pentru că o să ne și cânte după premiere un colind. Și totodată aș dori să-i mulțumesc lui Dumitru și vreau să fie aici alături de mine, Dumitru. Și nu doar pentru că ne-ai cântat, ci și pentru că astăzi ai și muncit. Și la fel îți mânăm o diplomă de onoare. Eu mai am niște diplome, doar că nu am să stau să le citesc acum. Le voi mâna eu celor care s-au ocupat și echipei de proiect și tuturor. Doar două diplome am și cred că doar una am să o mânez, unui sponsor care a dorit enorm de mult să facă o bucurie, în special soliștilor sau solistelor. Este doamna Lavinia Brumă, care reprezintă Avon și vă mânăm și dumneavoastră această diplomă de onoare. Mulțumim din suflet! Împreună cu domnul președinte al jurului și doamna vicepreședinte, o să începem să facem jurizarea pe secțiuni și avem nevoie de liniște și de răbdare. Și doamna primar, bineînțeles, iar la urmă nu e o treabă aici. Doamna era aici deja. Haideți să începem unul de diplomele, unul cupele și unul le citește sau cum facem. Nu, uite așa de loc. Așa, asta. Asta cu asta. Întâi le dăm diplomele și la urmă trofeul. La urmă trofeul, da?
și luați invers. Și este secțiunea Tradiție cu dans. La Tradiție cu dans mențiune se acordă ansamblului Mugurașii. Mai este cineva aici? Este cineva de la Mugurașii? Este? Dacă este cineva să vină să ia premiul, dacă nu o să fie trimis. Mențiune la aceeași categorie, Republica Moldova, Cantemir, Tradiție cu dans. Un reprezentant din Republica Moldova. Un reprezentant din Republica Moldova. Haideți, puteți veni și mai mulți chiar, dacă... Felicitări! Două premii, trei, la Tradiție cu dans, ansamblu Stejăreii. Nu mai este nimeni care să ridice premiul? O să-l primească cu siguranță. Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Este cineva? Este vă rugăm. Da, am rugat coordonatorul grupului să vină. Poftiți? O doamnă foarte veselă care ne-a cântat. Premiul al doilea, ansamblul Gospodarii de pe Valea Săului. Coordonatorul grupului, doamna militară. Invităm aici, dacă mai este cineva, domni, doamna, poftiți foarte frumos, felicitări. Premiul 1, ansamblu Plaiurile Trei Nene. Raian, mai este cineva? Dacă mai este cineva, Raian, noi cam departe, deci cu siguranță o să transmitem premiul. Și trofeul? Iar trofeul acestei secțiuni... Deci trofeul secțiunii Tradiții cu dans. Acest trofeu se acordă fiii dărmăneșteni. Ursul de la Dărmănești. Dacă cineva mai este pentru a ridica... Andrei, vii tu să îl iei? Îl iei după, da? Bine. Da, felicitări. Felicitări. Stați-l aici cu totul. Vom trece la a doua secțiune. Secțiunea Interpretare Vocală Colinde. O să începem tot cu mențiunile. De fapt, o să începem cu premiul al treilea, ansamblu Moineșteanca, la interpretare vocală Colinde. Mai este cineva de la Moineșteanca? Este doamna Ifrim. Doamna Ifrim, vă așteptăm. Felicitări! Felicitări, încă o dată vă rog să aplaudați. Premiul al doilea pentru interpretare vocală Colinde, Liceul Ecologic Tehnologic. Dacă n-am făcut acolo. Grigore Cobălcescu. De la Grigore Cobălcescu, mai este cineva? Nu, o să vedem din după. Dacă nu este aici, o să-i... Ar vine cu siguranță. Două premii întâi. Corul Cantus Dărmănești. Dacă cineva... Nu mai este nimeni. Nu mai este de la Dărmănești. Un alt premiu întâi. Corul Resurrectio Moinești. Hai bine, doamna Bia. Copiii au plecat să doarmă. Da, ridicați-vă, hai să vă văd. Așa, bravo, felicitări! Felicitări! Iată asta. Trofeul secțiunii pentru Colinde se acordă Republicii Moldova. Moldova? Nu vă
Nu, eu am să rog să vină să ia premiu doamna Doina Argint, violonistă. Da, vă așteptăm, doamna Doina. Vă rog să-i aplaudați. Populare. Nu avem mențiune, premiul al treilea ansamblu Cununița Găiceana. Și un alt premiu al treilea, Mugurașii Săucești. Nu cred că mai sunt în sală. Da, aplauze merită. Da. Premiul al doilea ansamblu Moineșteanca. Nu trebuia să vă îndepărtați, doamna Aifri. Felicitări încă o dată. Premiul întâi la această secțiune, ansamblu Cantemir Republica Moldova. Iar nu mai nimeni din Moldova. Haideți, doamna, poftiți. Haideți, doamna Natalia. Felicitări, felicitări. Trofeul secțiunii, Plaiurile Trăinene din Traian. Chiar dacă nu sunt aici, merită aplauze, au dansat foarte frumos. Nu mai avem mult. Încă pe atâta. Secțiunea Tradiție. Tradiție fără dans. Mențiune ansamblu Dunărenii. Probabil că sunt. Nu mai sunt. Premiul al treilea se acordă Dărmănești. Care nu mai sunt. Premiul al doilea, ansamblul Plaiurile Trăinene. Premiul întâi, Cantemir Republica Moldova. Haideți, doamnă, încă o dată. Felicitări încă o dată. Trofeul secțiunii, Tradiție fără dans, se acordă ansamblului Moineșteanca. Eu zic să rămâneți cu noi. Mai avem secțiunea Interpretare Vocală, Muzică Populară. Aici este vârsta între 12 și 18 ani. Mențiune Ceaușul Florina. Haideți, doamnă, dumneavoastră. Florina, nu mai ești? Felicitări. Felicitări, bravo. Mențiune, Zabate Bianca. Bravo. Pentru că trebuie să rămâi și tu lângă noi. Așa, bravo. Felicitări. Premiul al treilea, elevii Lucaciu Ioana. Nu mai este. Premiul al doilea, Botezatul Florina. Hai, Florina. Vă rog frumos, chiar dacă sunteți obosiți, să mai aplaudați odată pentru că ne-a ajutat. Moldova, Ina Duca. Iar trofeul secțiunii
interprete Coloț Beatriz. Hai, Beatriz, bravo, felicitări. Și aici la medalie. Bravo, felicitări încă o dată. Acum premiul pentru interpreții cei mai mari, între 3 și 11 ani, care au fost nemaipomeniți doar pentru faptul că au o vârstă așa înaintată, nu? Mențiune Ștefan Ana Maria Săucești. Cred că mai este. Premiul al treilea Ilieș Lavinia Gabriela Buhoci. Păcat că nu mai sunt, pentru că fiind mici, probabil se bucurau foarte tare. Premiul al doilea, Stanciu Alesia, Onești. Haideți, domnișoară, ce atitudine frumoasă. Felicitări, bravo. Premiul întâi, Mireanu Miruna, Voinești. Sunteți toată un zâmbet și o prietenie, așa. Felicitări! Bravo, bravo, bravo! Uite aici, vină aici! Vă rog să aplaudați copiii, să știți, chiar merită și astea sunt de facele drept premiile lor. Aplauzele dumneavoastră! Trofeul secțiunii se acordă elevei Vasiloae Elisa. Felicitări! Bravo! Foarte frumos, foarte frumos, ne-ai încântat. Felicitări, doamne profesoare, care coordonează acești copii minunați. Și doamna Lavinia mai are de oferit ea dumneei două premii pentru două sau trei soliste, nu știu câte. Noi o să vă mai dăm medaliile, iar după o să scriem și diplomele, da? Duhul Larisa este mai mult în partea sponsorului. Duhul Larisa Onești este? Felicitări! Și se pregătește și a preotesei Ștefania Totonești. Bravo! Felicitări, doamna Gabriela, pentru fetele astea frumoase și mulțumim că ne-ați încântat și dumneavoastră. Iar la categoria 11 ani avem Rafael Lorena, sper să nu pocesc numele, Buhoci, este? Mai este și Rușinoiu Anelis, Onești. Să alegem pe altcineva, sper să nu imeresc. Tulpure Miruna, Onești. Nu cred că ne dă Andrei muzică cu tunete și fulgere.
dar iasă-vă sala, pulsul sălii.